Vești bune pentru târgujeni. Unul dintre cei mai mari investitori în turism și locuri de agrement anunță construirea unui nou complex în centrul orașului, care va aduce și noi locuri de muncă. De la Casa Ana nu vor lipsi spațiile verzi cu magnolii și platan și locurile de joacă pentru copii. Societatea Crescendo, considerată cel mai mare investitor în turism și locuri de agrement din Târgu Jiu, anunță o investiție în valoare de aproximativ 1 milion de euro care va genera 70 de noi locuri de muncă. Noul complex turistic și de agrement se numește Casa Ana și va fi amplasat în zona centrală a municipiului Târgu Jiu pe strada General Gheorghe Magheru, pe o suprafață de 4.000 de metri pătrați, în imediata vecinătatea Căii Eroilor, și își propune să potențeze valențele turistice și culturale ale axei Brâncuș. Casa Ana va conține spații verzi cu magnolii și platani, locuri de joacă pentru copii, o terasă de iarnă, vară cu 300 de locuri, două săli de conferințe, două restaurante, un English bar, o cofetărie, pizzerie, un laborator propriu, o linie de autoservire și serviciu de catering, anunță investitorul. Noul complex turistic și de agrement va fi inaugurat în a doua jumătate a anului viitor.